S-a crăpat de ziua. Domnului de acolo din Ardeal, dar e Belgiu. În mila lui Dumnezeu, noi, Muzeul Bucovinei din Suceava, împreună cu buna chiverniseală și ajutorul a multor oameni buni și luminați, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că am binevoit cu inimă curată și luminată și cu toată bunăvoința noastră ce am făcut pentru pomenirea vremurilor de mult trecute Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare, spre dreapta și cinstita cunoașterea vremurilor de mult apuse. Între zidurile cetății de scaun a Sucevei vor fi vremuri tihnite și veselie pentru tot norodul, cu danțuri pe livan și trecerea levitejilor oșteni. Și după curgerea anilor, cei ce vor fi după noi să adauge după cum le-a fi voia, dar să nu uite datinile țării acestea. Și cine ar voi să sfărâme sau să clintească această lucrare, acela să fie singur și neajutorat în fața judecății veșnice. Iar noi toți cei de față mărturisim și încredințăm că la împlinirea sorocului de un an vom face din nou mare pocteală la Suceava tuturor celor care vor să țină obiceiurile vechi. Și la toate acestea mai sus zise, este credința noastră și credința tuturor celor care au ajutat la împlinirea acestei lucrări. V-am adunat aici ca să fiți martori după ce nu voi mai fi. Sunt 47 de ani, mulți și puțini, de când Moldova îmi ieși în cale cu mitropolit, episcop, egumeni, boieri, oșteni, răzăși și țărani în câmpul de la Direptate. Și cum vru Moldova, așa vrusei și eu. Că vru ea un domn drept și n-am despuiat pe nimeni ca să-i îmbogățesc pe alții. Că vru ea un domn treaz și-am vegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Că vru ea ca numele ei să fie cinstit și cunoscut de toți și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma ca o minune a Domnului nostru Iisus Hristos. Eu am fost frânt la Războieni și Chilia. Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul. Moldova a fost tăria! Bogdane, Bogdane, să știi că turcii sunt mai credincioși cuvântului dat decât creștinii. Ascultați vorbele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrâneți. Moldova n-a fost a străbunilor mei și nu e a mea, dar nici a voastră,
și a urmașilor voștri. Și a urmașilor, urmașilor voștri în veacul vecilor! Sunt bătrân și bolnav. Mantia asta e prea grea pentru mine. S-o poarte altcineva mai tânăr. Iar voi, toți care ați fost mărturia zilei de azi, să știți că voia mea a fost să se ungă Bogdan Domn cât sunt în viață. Căci voia mea și a Moldovei a fost pururea una. Eu vă las. Eu vă las în grija mare a lui Dumnezeu cel Sfânt. Să stați strajă la hotare. Să păziți acest pământ. Și dacă cumva vreodată vreun dușman nechipzuit va veni să intre în țară, să strigați atunci la mine și o-i sări și din mormânt. Jos pe dealuri, sus pe creste, tuturor să dați de veste, Ștefan Vlad al Moldovei!